Mai facem o dată figură. Păi, mai facem o dată figură. Haideți să mai facem o dată. Deci, pe aici undeva este centru. Am zis, bă, și în diametru, un diametru. DB. Acum AC-ul tot ce perpendicular, dar iese ea. Dar duce tot cu linia, domnul profesor. Da, tot cu linia duc. Dar eu l-am găsit pe AC. Da, exact. Dar voi acum luați raza. Deci luați raza în compas. Fixați în punctul D și descrieți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Și eu am găsit pe A și pe C. Duc perpendiculara AC. Super. Dacă mă vedeți AC cu AD, vedeți și perfect a ieșit. Da? Și AC egal cu AD, cum spunem problemă. După ce am făcut-o și am chinuit-o și am amețit-o, iată că ne-am apropiat și de figura exactă. Pentru că nu știam la început, nimic nu știam, adică atâta știam, că sunt perpendiculare și că AD e egal cu aceea. Da, dar n-aveam imaginea clară a situației acestea. AD cu AC. Exact. Să unim pe acoperiș cu aici. Așa, și acum... Cum arată figura? Uite așa. Aia luăm din 2 în 2. Da, ai împărțit-o în 6, da? Da. Din D începând. Din 2 în 2 și fixez pe A și pe C. A-ul și C-ul din 2 în 2 acolo, da? Și pe B cu ce-s lumină. Da. Deci fie A, B, C, D, un patroatier inscriptibil, având A, C, perpendicular pe B, D. Da. Și A, D egal cu A, C. Și A, D egal cu A, C. Acum se vede că se egale tot. Da? Totul da. Este perfect. Și asta e de 18. Da. Și tot 18. Și acum măsura unghiului se vede de aici, că dacă noi am dus-o prin... Dacă am dus-o de așa 90 de grade, dar justificăm de ce este așa. Da? Deci noi avem ca informație doar atât. Că AD este cât AC. Da. Și că... DB e bisectoarea. Și asta e că e bisectoare important lucru. Foarte important. Da. Și că aici e 90 de grade. Corect. Și acum ne apucăm de problemă. Și zicem așa. Cum... DB bisectoare, am zis aici 1, 1. Corect, eu uitat după. Da. 1, 1. 1 se uită spre AB, se mai uită tot spre AB și acesta. Deci tot 1, 1 este. Apoi, celălalt unghi se uită spre BC. Tot spre BC se uită și ăsta de aici, care este 1. Înseamnă că ABC e social. ABC este isoscel, fără discuții. Și am notat cu 2 celălalt unghi de aici, nu? Așa, 2. 2, acesta se uită spre AB, da, da. AD, și tot spre AD se uită și ăsta de aici. Deci este 2. Sigur, 1 și cu 2 fac 90 de grade. Da, AD ce isoscel? De 2 ori 1 egal cu 2. A, de ce? Isoscel. Este isoscel și de 2 ori 1 face 2, da? Da. Deci, rapid, am văzut că de 2 ori 1... Uitați, a scris acolo sus. Nu, dar hai să începem să spunem așa. Demonstrații, mai n-am obișnuiți. Da. Demonstrații. DB bisectoare, DB bisectoarea unghiului... A, D, C rezultă că A, D, B egal cu B, D, C. Da.
A, măsura lui A de B egală cu măsura lui B de C, B de C și egal cu 1. Unghi 1, da? Da. Bine. Tot în ipoteză avem că AD egală cu AC și egal cu 18 da. Centimetri. Rezultă că triunghiul ADC isoscel. Rezultă din asta că de două ori unghiul 1 egal cu unghiul 2. Corect. Da? 2 am notat noi în paranteză măsura unghiului ACD. A lui ACD. Deci 2 de 1 face cât unghiul 2. Iar 1 plus, fiindcă AC e perpendicular pe DB, fiindcă AC perpendicular pe DB, rezultă că unghiul 1 plus unghiul 2 egal 90 de grade. Corect. Da? Dar în loc de unghiul 2, punem de 2 de 1. Da. De desubt spunem cum 2 de al de 1 egal cu 2, rezultă din cele două relații că 3 de 1 3 ori de 1 egal cu 90. Egal cu 90 de grade. Deci rezultă că unghiul 1 egal cu 30 de grade. Corect. Iar unghiul 2 unghiul 2 egal cu 2 de 1 egal cu 60 de grade. Păi dacă unghiul 2 e 60, ăla e 60, ia uite, ADC e literatural. Deci, da, da. Unghiul ACD, da? Unghiul ACD, măsura lui ACD, e clar. Egal cu 60 de grade. Egal cu măsura lui ADC. E clar, ACD, da, da. Egal cu măsura lui ADC și dau 60. ADC. Și egal cu 60 de grade. Și, cum, și rezultă că și măsura lui DAC e tot 60. Și cu măsura lui 30, atunci o să avem că AM egal cu MG și egal cu 9. Și de ce iese tot, domn profesor? Că dacă măsura lui DAC e 60, plus care e 30. Deci unghiul lui D, măsura lui D, hai să începem. Da. Lui A mai întâi. Da, măsura lui A. Egală cu? Egală cu 60 de grade, că e... 60 de grade plus 1, care e 30, 90. 60 de grade plus unghiul 1 și egal cu 90 de grade. Da. Măsura lui B. Măsura lui B. Măsura lui B am zis că este 2 plus... Deci 2 ori... 2, 2 era acolo. 2 și ăsta e tot 2. 20. Da. Este egal cu de 2 ori ori 2 și egal cu 120 de grade. Măsura lui C? Măsura 90. Lui C? 1 plus 2? 90. 90 de grade. 90 de grade. Măsura lui D? Măsura lui 60. B? Și 2 ori 1, 60. Egal cu de 2 ori 1 și egal cu 60. 60 de grade. Ei, acum așa redactat. Vedeți, am plecat la ipoteză, am redactat și totul... Totul e frumos și corect. La îndemână. La B. Bun. La B. Perimetru. Da, perimetrul la B. Șterg asta aici, da, nu știu de sigurat. Nu fără figură, da? Da, mulțumesc. Da, da, mulțumesc. Lăsați-mă. Numai figura. Fără figură, da? Fără figură, să numesc. Îmi lăsați figura. Da. Bun. Am aflat unghiurile. Acum se apropie perimetrul. Avem că, cum măsura lui Iod, că e de 30. Așa. Deci, perimetrul ABCD, da? Da. Perimetrul trebuie să aflăm laturile. Știm că AM egal cu MG și egal cu 9. AM și MG. Trasăm acolo unde zice DB pe AC. A, intersecția diagonalilor. Cum e intersecția nota, da? Știm că AM egal cu MG și egal cu 9. AM egal cu MG și egal cu 9, pentru că toată aceea a fost de cât? De 18. Și avem unghiul 30 de grade.
care sigur, jumătate... Sau altfel, cu diametru perpendicular pe o coardă, o înjumătățește pe asta. Diametru, da. Diametru mm-hmm. perpendicular pe o coardă, o înjumătățește. Da. Și coarda fiind a fost de cât a de? De 18. Diametru dăm 2 și vine AM. Deci redactăm așa. DB diametru. De altă parte, DB perpendicular pe AC, acolată din ăsta două, rezultă că AM egală cu MC, dar toată AC era de 18, rezultă că aici AM egal cu MC, egal cu MC și egal cu 9. Bun. La cine folosește? Că asta e 9. Aia e 18, da? Eu am numai pe asta că e 18. Mm-hmm. Și ăsta e, de ce e tot 18? Că e, am zis că e echilateral. Că triunghiul A, de ce, este echilateral. Da? Da. Și avem că... Să aflăm pe AB și BC. Acum putem să aflăm pe DM. Pe... D, pe DM. DM. Cum? Pentru că triunghiul AMD e dreptunghic și spinul radica din 3. Așa. După care, dacă la știm pe DM, putem să-l aflăm, știm și pe DC, putem să-l aflăm pe MC. Dacă știm pe MC, acum, în triunghiul... Pe MC îl știm. E nouă. Nouă. Bun. În triunghiul DAB e dreptunghic. DAB e dreptunghic. AM la a doua egal cu DM ori MB. AM la a doua, adică înălțimea da, pătrat. Da, o știm. DM, care tocmai ai aflat în 9 radical din 3 și la aflăm cu MB, așa. Care e 3 radical din 3. Am înțeles. Dar n-am putea aplica teorema catete în triunghiul A, D, B? Uh-huh. Înseamnă AB pătrat, o catetă la pătrat. Cu produsul dintre ipotenuză și proiecția ei, ori MB. Și rămâne să aflăm pe MB. Deci ar veni că AB pătrat este egal cu care DB, care nu știm. Nu știm, nu? Nici pe MB nu știm. Așa. Nu știm raza. Nu știm raza. Dar putem să aflăm repede, că DB știm că e... da, da, vedeți că trebuie să aflăm totuși MB-ul. Deci aflăm deci, pe MB. Știm că, cum am zis, AM la a doua egal cu DM ori MB. AM la 2 egal cu DM ori MB. DM o știm, e 9 radical din 3. DM o știm de unde? Din triunghiul AMD, e dreptunghic. Așa, da. Da, una e 18, una e 9 și atunci iese 9 radical din 3. Da, și MB îl aflăm pe MB. Gata, pornim așa. În triunghiul, așa pornim. În triunghiul AMD. În triunghiul AMD. Măsura unghiului AMD din 90. Măsura lui M. Da. Când nu-i confuzii, egal cu 90 de grade. Aplicăm Pitagora. Și spunem atunci că... Știm, ce știm. AD 18. AD egal cu 18. Și AM egal cu 9. AM egal cu 9. Și acu, atunci, din ăsta două, înseamnă că DM pătrat, DM simplu, îi dau cu radical din ipotenuza la pătrat, 18 la pătrat, minus 9 la pătrat. E 18 minus 9 pe lângă 18 așa. Minus 9. Așa. Te-ai frit? Mă așteptam să zic 18 minus 9 tot la pătrat. Da? Deci 18 minus 9 se dale și prietenii noștri, când 18 plus 9 și egal cu radical din 9 ori 27, nu? Da, da. Care e egal mai departe. Este un 3. E 3 la a doua acolo. Da. Da, și 3. 3 la a treia, parcă, și mai este un 3 la a doua de aici. 3, un 3 în față. 3, 3, 9. 9 radical din 3. Face 9 radical din 3. Și acum 9 radical din 3 este D. Acum am la a doua. Și acum aplicăm teorema care? Teorema înălțimii. AM la pătrat. AM la pătrat este D, M ori MB. Și iese MB. Da. Zicem. În triunghiul ADB, da, care e dreptunghic ADB, în care măsura lui A 90. E egal cu 90 de grade,
aplicăm zicem, teorema, conform teoremei stării, nu? Nu da. Notați voi acolo, că ne-am înlățime. Am la a doua, egal cu D, nu, ori mă, bă. Egal cu D, M. Ori mă, bă. Ori mă, bă. Bă. Adică 81 egal cu 9 deci, la... Deci A, M. Vă știu. La a doua, vă știu? 81. Da, 81. Egal cu 9 radical din 3, ori mă, bă. 9 radical din 3, ori? Mă, bă. Că pe asta o soare. Mă, bă. Mă, bă egal cu 9 pe radical din 3. Mă, bă egal cu... 9 pe radical din 3. 81 cu 9 îl simplificăm. Pe 9 radical din 3 simplificăm. 9 radical din 3. 9 radical din 3 pe 3. Pe 3. Da. Și 3 radical din 3. Da. 3 radical din 3 este... MB. MB. Acum și acum știm diagonala cealaltă. Le ducem într-un unghiul AMB, știm... Deci știm toată diagonala DB, da? Da, și asta ne-ar asta ajută foarte mult, pentru că le ducem într-un unghiul AMB, știm AM, știm MB, îl aflăm pe AB. Știm pe AM, pe MB și pe AB. Și AB egal cu BC. Și AB va fi egal cu BC. Și avem toată la fel de AB. După perimetru. Deci ce spunem acum? AMB. Triunghiul A. Dar puteam să mergem și la D, B, domn profesor. Sigur că da. Și la D, B. Exact. Merge toată limbii. Dar dacă ea merge pe A, M, B, în care spune că cunoaște... Că AB la a doua... Stai. Ce știi? AB știu că este egal cu... Nu, AB trebuie să-l aflăm. AB la a doua. AM, o știu. AM e 9. MB e 3 radical din 3. MB. Egal cu 3 radical din 3. Rezultă că, din teorema lui Pitagora, AB la a doua. AB. La a doua. La a doua. Egal cu AM la a doua plus MB la a doua. Adică 9 la a doua. Adică 9 la a doua plus 3 radical din 3 la a doua. Da. Și AB la a doua egal cu 81 plus 9 ori 3, 27. 100. 6 radical din 3. Iar atunci AB simplu. AB egal cu 6 radical din 3. 6 radical din 3. Și egal cu BC. Și egal cu BC. Și egal cu BC. Perimetrul egal cu 2 ori 18. Mai ștergem, ia să vedem. Fără figură. Și ștergem, să vedem. Și aici îmi ștergeți, când spuneți voi ce mai interesant. Da, aria și raza. Așa. 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 Nu figurica. Fără figură. Da. Fără figură. Cam ucidrea. Să știi că o pot să figură foarte mult. Da, în două, trei etape ne-am dat seama cum arată, până care sunt restricțiile. Până am știut și atunci ne-am dus corect pe figură. Altfel, am avut câteva momente, am ezitat, pentru că te-ai observat bine, Miruna, acolo ipotenuza, ați fi egal cu o catetă, nu-i posibil. Da, noi am fi pătrat și a zis că diagonala sigur, am fi cât latura. Ne-am dus ușor spre adevăr. Aici a dus figura cu ele. Așa. Deci, perimetrul lui A, B, C, D. Egal cu 18 ori 2. 2 ori 18. Da, plus 6 radical din 3 ori 2. 2 ori 6 radical din 3. Și egal cu 12 pe lângă 3 plus 1 radical din 3. Ia să vedem. 2 ori 18 pe 3 e 6. 3 e 6 plus 12 radical din 3. 12 radical din 3. Și egal cu 12 pe lângă 3 12 plus radical 3. 12 pe lângă 3 plus radical din 3. Raza. Centimetru. DB. Centimetru, asta este perimetru. Raza. DB egal. Nu raza, aria trebuie să o aflăm. Aria. Aflăm aria triunghiului DAC și plus aria triunghiului ABC. Aria lui DAC și ABC. E echilateral, zice ea. Și ABC. Aflăm area lor și o să întâi area lui ABCD. Într-un patrulater în care diagonale sunt perpendiculare, are... De 1 ori de 2 pe 2. De 1 ori de 2. Pe 2. Pe 2, da. Și noi știm amândouă. Da. Știm diagonale amândouă. Așa, așa, așa facem mai repede. Mult mai repede. Da. Deci vine diagonala asta. Perpendiculară pe aia. Ori cealaltă diagonală. Care e motivul? În mod normal să zicem că area asta ar fi de două ori are unui singur triunghi. Unde e baza, ori înălțimea. Practic, da? Diagonala 1, diagonala 2 pe 2. Și fiindcă e de două ori triunghi, deci diagonala 1, diagonala 2 pe 2. Da. Așa zicem aria. Și mai. Aria. Nu, hai să detectăm așa. Cum? Cum? AC perpendiculară pe BD. AC
perpendiculară, pe BD, rezultă că area lui ABCD este egal cu AC ori BD. AC ori BD. Totul pe 2. Și egal. Înlocuim acum 18 AC. 18 e tot AC. Da. 18. Și BD este? Miruna? Și BD e 12 radical de 3. Păi una era așa. 9 radical de 3 plus 3 radical de 3. Da, 9 și 3. Radical da, 12 radical 9 de 3. Și 3, da? Da. Doar 12 radical din 3, totul pe 2, și face 9 ori 12, 108 radical din 3, 108 radical din 3 centimetri pătrați. Și mai avem raza. Păi DB egal cu 12 radical din 3, deci no, raza egal 12 radical din 3. Da. Egal diametru și egal cu 12 radical din 3, deja va fi 6 radical din 3. Și DB ca valoare este 12 radical din 3, acolo rezultă raza, raza 6 radical din 3. Este diametru DB pe 2 și egal cu 6 radical din 3. Frumoasă problema. Foarte. Nu-i sta de nașii și el. Ce mai face? Da? Deci... Adem... Vine de la nu, că e deja nou. Da. Și nou vine? Da. Norocul nostru, ați văzut? Ați văzut? Eu cred că nu. Bă, da, tatura. E fix, e nou. Mă, nu, e șase. Dați 7 minute. La ore, exact. Ei, dacă vin, vin, dacă nu. Exact, dacă nu. Hai să vedem, mai reflectăm un pic când la problemă, că trebuie să ne alegem cu ceva de aici. Deci, în ipoteză, am avut 4 atere inscriptibile. Asta știam, că facem un cerc. Iar în cercul ăsta o să facem un patrulater. Mai avea o informație importantă. Că cele două diagonale sunt perpendiculare. Am zis, noi ducem două porți perpendiculare și acolo unim. În clipa în care am unit, n-am ținut cont că trebuie și informația următoare să fie adevărată. Ades fie cât AC. Așa lucrul nu a dat peste cap. Când am făcut acolo, AD-ul și cu AC-ul nu erau egale. Am zis 18, 18, dăm drumul, mergem mai departe. O să ținem noi cont, o să zicem, da, 18 și 18. Nefiind adevărată figura, după informațiile autorului, nu vedeam foarte bine lucrurile esențiale. Da? Deci figura era construită cu instrumente, și vin, nerespectând unitățile de măsură aici, ca AD e cât AC de 18, era cu totul și cu totul de aiurea. Așa, pe figura aceea îngrămădită și chinuită, am reușit să căpătăm o informație, că DB să fie diametru. Da. Asta ne-a plăcut foarte tare. Că am aflat că unghiul A și unghiul C erau de 90. Am aflat că A și C-ul sunt de 90 de grade. Vă amintiți, în prima asta fază... Ne-a ajutat foarte mult. Și atunci facem figura din nou. Am făcut-o din nou figura, dar n-am sesizat din nou că AD egal cu AC trebuie respectat. Și acest lucru trebuie respectat a însemnat... Ne-am dus într-un pătrat. Am zis noi că e pătrat. Ne-am dus spre pătrat și ne blocasem iarăși. Am revenit în a treia figură în care am zis ca să reușim AD cât AC trebuie să împărțim din D în 6 părți, pentru că informația de acum curgea spre noi. Am sensat că e vorba de un triunghi echilateral, din tatonările făcute din figura anterioară, și zic, haideți acum să facem în final o figură corectă. Și ca să ne iese triunghiul DAC, triunghi echilateral, am plecat din, am dus un diametru, din D am împărțit cu raza ca lungime și unim din 2 în 2, da? Din unul lăsăm și îl ducem exact. Cealaltul. În felul ăsta, dacă ar fi fost să înscriem un hexagon, ne-ar fi ieșit perfect hexagonul cu raza, da? Uh-huh. Dar noi nu vrem un hexagon, ci un triunghi. Triunghi echilateral, deci așa se construiește triunghi echilateral. Și atunci, ducând pe AC perfect aici și perpendicular tot, figura de acum ne trimite spre problemă foarte simplă. Și nu facem decât să valorificăm. Faptul că triunghiul este echilateral și asta e că e bisectoare, 1 și cu 1, 2 de 1 egal cu 2, nu? Corect.
și că sunt perpendiculare, 1 și cu 2 fac 90 de grade. Și asta ne duce că 1 este de 30 de grade, 2 este de 60 de grade, problema se rupt, se face țândăr. Este a noastră. Este încă un mesaj foarte tare dinspre problema asta, spre noi, aceea în care facem figura până când o reușim să corespunde cu realitatea. Pentru că autorul, când a compus problema asta, a plecat invers. El a deci făcut ceva. De toate echilateral, cred că l-a sigur că da. El a luat triunghi echilateral, a dus bisectoarea care pică perpendiculară pe coarda asta. Și aici a plecat la problemă și a făcut problema. Și a făcut problema. Și atunci el a dat-o invers. Un patru latere inscriptibil și nu știu ce și latura asta e cât asta. Deci asta face autorul. Deci cel care pune problema pleacă de la o problemă banală, cunoscută, taie din informație maxim cu putință și constituie o ipoteză pe care tu trebuie să o legi și să duci spre cei ce îți dă ea. Dar plecând de la ipoteză copiii acum, după ce am făcut problema, ce puteați afla imediat? Fără să facem figură, ce puteați afla imediat? Aria o puteați afla imediat, plecând numai de la ipoteză? Nu. Nu aveam aceea, nu aveam DB. Aveam DB. Erau perpendiculare, deci, puteai diagonala 1 ori diagonala 2. Problema presupune ce? Lucru? Ați avut. Da, trebuia aflat de DB. Deci presupune lucru concret. Da, frumoasă. Da. Frumoasă. La o astfel de problemă, vedeți, muncim suficient de mult, dar ne alegem cu niște informații. Da, și ai satisfacție. Categoric nu... Mâine vedem tot așa la 7, da? Tot așa la 7? Da. Mâine ce, e joi? Da. Bine. Nu, e joi. Joi, mâine e sărbătoare, deci nu-i problemă. Mâine e sărbătoare. Da. Dacă nu vreți, da, la 6. Nu mă duc la 5. Știți că vine icoana, nu? Și moaștele. Da, da. Mergeți doar la... Eu am fost... Ai fost vreodată la Calapodești? Nu, am fost la Giurgeni. La Calapodești? Acolo? N-am unde sunt moaștere? Nu, n-am fost. La Giurgeni am fost. Da, oricum stă până luminică Ivoana și moaștere. Da. Mergem la Sfântul Moaștere. Eu sunt de deal. De acești loc. Da? Decât de Calapodești. N-am fost, nici nu știu unde. Da. Nu știu. Dumnezeu a înduit acolo, de am ajuns de timpuriu, acolo este stareț, fost elev de-al meu. Vine și părintele de la Chisa Silvestre, cum îi cheamă. Bine. Sâmbătă să fie conferință. Da, da, da. Foarte frumos. E pentru voi tinerii se roagă, să știți. Pentru voi tinerii de mâine. Pentru voi tinerii se roagă 4 zile la Biserica Sfântului Ioan. Pentru noi. Pentru tineri, da. Pentru așa că dacă vreți să veniți la Sfântul Maslu vineri seara, vine seara. Da, la 7. Mergi. România. E de la 10, Dragoș Meciu. Da. Și asta ține o oră. Haideți să ne oprim. Să facem sinteza. Hai să facem sinteza. Deci mâine vine de la 5. Pentru voi, Dragoș Meciu. De la 5, da. Da, veniți la Sfântul Ioan. Deci la ora 5. De la 5. Să măsuri totul, da, să nu mă iau da, cu altceva. Exact. Cel mai bine măsuri să vedem exact dacă a intervenit vreo chestiune. Să știm exact la 5 pe mâine ca oră. Da. Pentru... Ai auzit? Nu pune o problemă că nu măsuri. Da. Nu știți când Miruna ea când are test, ar fi stare sunt. Da. Să vedeți să doarmă cu mine. Exact. Bine, Miruna. Așa este. Îmi place interesul care manifestă, pentru că... Să facem un pic de sinteză, ce-am făcut? Cer cu domn profesor? Așa. Atât. Ei, atât. Cer cu. Da, să zicem. Potez, într-un rezumat. Asta, apropo de insistența care te împinge tocmai în față, tot timpul în față. Vă spuneam în grupul de olimpici, de la Moinești, acolo aveam o fetiță, era în clasa 10 la vremea aceea, și fiică-mea și cu genelor era în clasa 12. Dar fata asta dintre a 10-a, mă rog, era atât de insistentă, încât mie nu vinea să mă duc la școală. Eu lucram cu toți patru pentru olimpiadă. Cei de a 10-a și cei de a 12-a. Grupa mică, grupa mare, spuneam eu, la treaba aceea. Și... Eu eram și foarte stresat, că, mă rog, multă lume mă lua la aveam meditații angajate.
pur și simplu. Și la asta nu venea să mă duc greu, pentru că meditația asta, pregătirea asta, era cea mai grea cu putință. Normal că era pentru olimpici, vă dați seama. Și nu venea greu. Banalități. Și spuneam lui Fimea dimineață, băi, ora, faci tu orele în locul meu, că nu vine să mă găsesc cu Petronela, iar mă termin Petronela cu insistența ei, că asta face următoarea chestie. Astea, domnul, nu uitați, astăzi ne întâlnim. Formidabil. Azi ne întâlnim, la ora cu tare. Da, ce să fac? Vreau, da, vreau. Dar mărturisesc că făceam și eu un lucru. Nici o problemă nu știam să o fac. Deci mă duceam la întâlniri cu ei, doar aturam niște probleme foarte grele și mai apucat, dar ei știau că nu știu. Deci știau că nu știu. Și eu spuneam, măi, nu eu trebuie să le fac, voi. Sarcina mea era asta, să caut probleme dificile. V-am luat material. V-am luat material și lăsați-mă în pace acum. De unde era cea mai greu, putea să devine cea mai ușoară, până într-un loc. Pentru că aveam o strategie. Cei doi de a 9-a și pe urma 10-a și cei doi de a 11-a și pe urma 12-a. Asta am făcut, am avut șansa asta în 4. Și spuneam așa, când se împotmoleau ăștia de a micii, spuneam la ăștia mari, stop. Adicați. Stop. Opriți-vă un pic și uitați-vă, vezi, poate vă zic că aveți așa, la prima vedere, să-i dați o idee. Să uitau ei 5 minute, după natările le dădeam voi, 5 minute vă uitați. Dacă 5 minute nu vedeau, rămâneam misași. Sunt gata, treceți voi la problema voastră și lăsați-mă pe mine. Iar dacă se împotmoleau ei, pe ăștia mici, nu mai puteam mă trimite la ea mare, nu? Rămânea la mine. Sarcina. Și doar atât, bă, cât... ați mai insistat vreo 5-7 minute, așa, de bun, lăsați-o de acum pe mine. Și aceea trebuia să fie problema pe care eu trebuia să o rezolv, nu neapărat în timpul normal acela de acolo. Vândele asta următoarea. Urmează, la următoarea, la încă următoarea, acum problema mea aparținea. Era o muncă de o săptămână, o lume. Și dar munceau și ei în același toată timp. Lumea. Și ei, numai că toată lumea. Toată lumea, era un șantier deschis împotriva păi, da, problema aceea. Fiecare idee. Așa se muncea. Deci, ca să ajungi la performanța, să iei locul 2 pe țară la matematică și până să intri în lotul lărgit pentru internațională, vă dați seama că Vrânceanu și toate liceele din Bacău erau la degetul mic. De aceea s-a întâmplat furia aceea declanșată. Eram singurul profesor din țară care avea 4 copii la națională. Județul Bacău se trebuie mâna mea. Da? Și de acolo m-am întors. Mă întorceam cu 2 locuri, 2 locuri, 3 și mențiuni. Niciodată în cei 2 ani de zile cât am avut consecutiv, nu am prins locul întâi, datorită bătăliei care duceau Băcăoanii împotriva mea. N-avea importanță că pierdeau locul întâi. Cu fetița asta Petronela, ți-am povestit da, cum am ratat locul întâi datorită intervenției masive a lor. Asta e, de acum, e problema lor, era, nu mai era dumneavoastră. Nu, era a mea. Da, era a lor pentru că ea n-au fost corecți, domnule. Niciodată nu-s corecți. Deci niciodată să nu așteptați corectitudine în țara asta, la noi și între români. Nu se poate. E tot de una, numai pe furat, numai pe bătut joc. Haideți să faceți sinteză, Cristi, da, n-are ce să scrie. Așa m-am luat cu povește. Deci, certo. Sinteza. Ore. Ore. Cercul. 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 Ei, și atât am făcut. Ce am făcut? Am făcut trapez. Cercul. Triunghi înscris, circumscris, da, nu? Triunghi. Faci la teren scriptibil. 4 astea. Merge, mă. Merge, dragi, la 10 merge. 4 astea scriptibil. Vine la 10 merge, România. Triunghi, 4 astea, trapez, nu? Trapez, da. Înscris. Și circumscris, da? Da, da. Aici am mai abordat ce probleme. Cum îi mergeți și voi? Ce mai făcut? Teorema catetei. Teorema lui Pitagora. Așteptați-mă să scriu aici și îmi lasă după ce nu mă distrage și mie atenția. Teorema înălțimii.
Raza, ier mare, egal cu... Am vorbit de ier mare. Da, chiar am și aplicat. Da, raza cel plus cu ier mare, ier mic n-am avut. N-am avut. Ce mai avut? Arie, perimetru. Tangentele duse dintr-un punct exterior la cer. Corect. Tangentele. Duse. Dintr-un punct exterior la cer. Cam asta a fost lucrurile importante. Aria, perimetru. La revedere! La revedere!